Florea Ghideanu din Rusănești a rămas înainte de Crăciun fără doi porci. Animalele au fost eutanasiate de autoritățile veterinare după apariția focarelor de pestă porcină. Acum când focarele au fost stinse, s-a grăbit să-și cumpere un porc pentru a avea ce tăia la iarnă. Am dat unul la 110 kg. Am dat 1 milioane 300 de grame. De ce decât unul? Mai vreți sau așa ați început? Că... Așa am început deocamdată. Las mai mare, să înțeleg. Da, da, la 110 kg. De ce nu mai mic? Băi, nu are timp să facă de Crăciun. Și musai trebuie tăiat porcul de Crăciun. Băi, musai, altfel nu avem niciun rost. Vă bucurați că s-a reluat popularea gospodăriilor da, cu porci? Da, ne bucurăm că s-a repopulat. Cam câți așa intenționați să creșteți? La 3, eu mai mult de 3 nu cresc. Locuitorii din Rusănesc se grăbesc să achiziționeze porci pe care să-i crească pentru sărbătorile de iarnă. Autoritățile locale le-au venit în ajutor, au inventariat necesarul de suine pe categorii de greutate și au stabilit condițiile de livrare cu furnizorii autorizați. Acestea le vor oferi sprijin oamenilor și în aducerea animalelor în localitate. S-a început achiziționarea, așa cum am spus, dar foarte puțin, că de acum o săptămână am primit analizele, ultimele analize, care la cele 3 santinele. Acum, mâine, poimine, sâmbătă, mergem la Radu Mirești și o să achiziționăm primii porci, în jur de 30 la 110-120 de kilograme. După aceea, la sfârșitul lunii, urmează să achiziționăm la 50, la 40 de kilograme și la Radomirez și la Tufeni. Așa cum ne-au promis, a ținut de cuvânt, ne-au ajutat să ne intermedia să putem să achiziționăm porci la ferme autorizate, de la Radomirez, de la Tufeni, chiar și Direcția Sanitară Veterinară s-a implicat, ne-a dat tot ajutorul. Repopularea gospodăriilor din Rusănești cu suine după stingerea focarelor de pestă porcină africană declarate în decembrie anul trecut trebuie să respecte anumite condiții. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare le-au transmis localnicilor și o serie de măsuri ce trebuie respectate pentru a preveni pe viitor apariția cazurilor de pestă porcină africană. Este obligatoriu să fim atenți la mișcarea animalelor. Sigur că rugăm cetățenii să achiziționeze numai animale care sunt identificate cu documente legale și atenție să nu fie achiziționate din zone în care evoluează pestă porcină africană. Autoritățile sanitar-veterinare din Olt au declarat în decembrie anul trecut la nivelul comunei Rusănești 3 focare de pestă porcină africană. De teamă ca virusul să nu se extindă, acestea au decis eutanasierea tuturor porcinilor din localitate. Inițial, localnicii s-au opus, blocând accesul medicilor veterinari în localitate. În cele din urmă, eutanasierea animalelor a fost realizată cu ajutorul forțelor de ordine. Toți localnicii care au rămas fără porci au fost despăgubiți de stat.